În primele episoade am aflat motivele pe care un fermier le are pentru a renunța la prelucrarea tradițională a solului, utilajele Horsch fiind partenerul ideal în acest proces tehnologic. El se bazează pe două operații: dezmiriștitul și prelucrarea în adâncimea solului. Câștigul fermierului este imens, un pat germinativ capabil să asigure răsărirea în condiții foarte bune, precum și condiții excelente de germinare. Astăzi vom parcurge etapele prin care tehnologiile Horsch au schimbat mentalitatea de prelucrare a solului în cea mai mare exploatație vegetală din Uniunea Europeană, dar vom lua și un prim contact cu noua asemănătoare Focus, care va revoluționa conceptul de lucrări minimale solului. Proiectul Horsch a demarat în insula Marea Brăilei odată cu introducerea utilajelor Tiger. Atunci s-a consemnat o importantă bornă istorică, renunțarea definitivă la metodele tradiționale de prelucrare a solului. Prima mare revoluție a fost mersul tractorului singur, fără conducere. A fost un lucru extraordinar. Al doilea, că am visat totdeauna să facem lucrări minime, dar n-am crezut că se vor face în România vreodată. Și de aceea am fost cel care m-am zbătut să introduc și nou aici, în insula mare, și tinerii care sunt în jur pot să confirme că lucrările minime, adică n-am putea să mai revenim, nu ne-am putea întoarce niciodată înapoi de unde am plecat. Eu nu știu cine s-ar mai întoarce. Aici e un laborator extraordinar, nu se mai poate. A venit vremea când nu mai poți să folosești vechea tehnologie. Dacă vrei să faci producții și vrei să ai un profit și vrei să trăiești bine, că așa, tot omul așa vrea, nu? Trebuie să înțeleagă că va plăti mult mai puțin, chiar dacă își ia un utilaj din ăsta și să-l scoate într-un an jumate, doi, va avea un profit mai mare dacă va folosi minimum tillage, dacă va achiziționa utilaje noi. La noi, în insulă, conceptul de lucrări minime, de fapt, a început prin... Primul concept a fost de a renunța la lucrarea de arat. Asta s-a întâmplat cam acum 7 ani, în 2009, moment în care noi am avut o primă colaborare cu firma Horsch și am adus primul Tiger. Ideea aceasta a fost, a venit un Tiger simplu, care ne-a locuit arătura. După prim an de experiență care l-am avut cu această mașină, a fost o singură mașină, e adevărat, care a suferit ceva modificări, mă refer la structura metalică. Ne-am dat seama că această mașină, printr-o singură trecere, făcea 2-3 lucrări. Și mă refer aici, făcea lucrarea de arat, o înlocuia, făcea lucrarea de pregătit pat germinativ și totodată primăvara nu mai era nevoie să intervin cu nicio lucrare înaintea semănatului. Deci făceam o singură lucrare de vara sau de toamna și intram direct la semănat. Fie că era în toamnă, fie că era în primăvară. În acel moment noi aveam de administrat îngrășăminte și atunci ne-am gândit, domnule, trebuie ca această mașină să-mi dea și îngrășăminte. Și intenția noastră a fost, prin discuția cu Horsch, care domnul președinte, prin ceea ce a gândit el, s-a montat și un bazin de administrare a îngrășămintelor în benzi. Fapt care a dus totodată și la reducerea unei alte lucrări, fiindcă trebuia să facem o fertilizată fazial, după care să venim să încorporăm îngrășământul respectiv, lucrările trebuiau făcute în primăvară, uscam terenul și așa mai departe. Și am adaptat mașina astfel încât în momentul când făcea lucrarea de imediat după ce se lua recolta, pentru cultura de toamnă sau pentru cultura de primăvară, administram și îngrășământul de bază pentru cultura respectivă. Ceea ce a fost un lucru, aș putea să spun, de succes în societatea noastră. Nu sunt ferme în România care să fie trecut pe partea de prelucrare minimală a solului și care să fie dat greș într-un final. Sunt probabil ferme care nu au folosit consecvent, nu au avut continuitate în aplicarea acestui sistem și după 1-2 ani de zile l-au întrerupt introducând în sistemul de prelucrare elementul clasic, plugul sau alt sistem care presupunea incorporarea, întoarcerea completă a patului germinativ.
catalogul a dispărut, iar utilajele Tiger au dat startul implementării tehnologiilor de prelucrare minimă a solului. Pentru cea mai mare exploatație vegetală din Uniunea Europeană nu a fost suficient. Inevitabil a fost făcut pasul următor în colaborarea cu Horsch, Tigerul fiind înlocuit cu prima generație de semănători Focus. Conceptul contează. Funcție de viziunea fermierului privind prelucrarea terenului, lucrările minime, vedeți că și la noi le-am redus până am ajuns dintr-o singură trecere să facem această lucrare. Cei de la Horsch au altă viziune asupra felului în care își prezintă utilajele. Dânșii vin întâi cu utilajul, îl prezintă, ne-l lasă în probe și după aceea spune dacă vă place, îl cumpărați. Asta ține de marketing și de o firmă serioasă. Vedeți că utilajele Horsch au început să se vadă peste tot. Găselnița cea mai mare a utilajelor Horsch este că se adaptează foarte rapid la nevoile fermierilor. Sunt prea sărac să-mi cumpăr o pereche de pantofi ieftin. Așa sunt și cu utilajele, să știți. Dacă luăm un utilaj ieftin și nu este fiabil, mai mult consum cu reparația și întreținerea lui decât dacă am un utilaj performant, chiar dacă este puțin mai scump, dar recuperez banii prin timpul care îl folosesc numai pentru lucrat cu el. Nu stau cu el imobilizat pentru reparații și pentru a-l face să fie fiabil. În momentul utilizării utilajelor Horsch, el trebuie să rămână cu gândirea următoare. Sunt produse de către doi fermieri și în afara suportului tehnic pe care îl primește din partea dealerului nostru din România, ne mai are și pe noi, angajații direcției firmei Horsch. În momentul de față suntem 4 persoane în România care suntem dedicați complet doar Horsch. Nu avem nimic altceva care să ne perturbe activitatea, ci prioritatea numărul 1 o reprezintă Horsch. Orice problemă care poate apărea oriunde, în orice moment, este pentru noi prioritară și o tratăm ca și prioritate. Nu ne dorim să facem un business în care să aruncăm două utilaje în fermă și după care să uităm de ele. Nu, noi ne dorim să fim alegerea numărul 1 în ferma respectivă, indiferent de câte ori apare dorința de achiziția unui nou utilaj. Prima dată trebuie să încerci. Asta este, să ai curaj să încerci. Adică nu poți să spui, poate și eu, când cineva spune că el are, eu nu sunt de acord. Pentru că eu am încercat, am lucrat, am trecut prin această lucrare de arătură și am constatat că ceea ce fac acum este mai bine. El acum spune, domnule, ceea ce fac eu este mult mai bine decât ceea ce faci tu, că din diferite motive. Dar încercând, asta este primul lucru, trebuie să încerci pe o anumită solă, să o lucrezi așa, să vezi ce se întâmplă și atunci să tragi o concluzie, fiindcă reducând prășit disc de 3-4 ori și multe alte lucrări, îți vei da seama că reduci consumul de motorină la jumătate și asta este scopul nostru și totodată un efectiv de oameni mai puțin faci lucrări mult mai multe. Arătura în condițiile noastre la temperaturi foarte ridicate și fiindcă eram nevoit să facem arături de vară, să întoarcem brazda, ducea la pierderea foarte mare a apei din sol. În al doilea rând, o parte din microorganisme nu mai lucrau și erau efectiv expuse la soare și mureau. Totodată, după acea arătură care se împietrea, să spun așa, după ce o întorceam și o puneam la soare, era nevoie de foarte multe lucrări pentru a aduce la nivelul optim de însămânțări, funcție de cultură și cu costuri foarte mari din punct de vedere al consumului energetic. Trebuiau 2-3 lucrări să treci peste aceea, după acea arătură ca să poți să însămânțezi cultura următoare. Și asta a fost primul fapt. Al doilea fapt, în momentul în care am introdus Tiger-ul, am observat, fiindcă resturile vegetale noi le incorporăm toate în sol, după noile directive europene, fiindcă atunci încă se mai folosea acel foc, care nu era benefic pentru sol. Încorporând resturile vegetale cu această mașină și în spatele ei având și un tasator care îmi făcea această tasare, eu puneam resturile vegetale în contact cu solul umed, fiindcă nu întorceam brazda și atunci descompunerea organelor,
materiei organice era mult mai rapid și este mult mai benefică. Efectul de formare a humusului este mai rapid la o prelucrare cu lucrări minime decât atunci când întoarcem brazda cu plugul. Regretăm că nu s-a trecut mai devreme, dar faptul că am avut curajul de a trece la această tehnologie de lucrări minime a fost pentru noi un avantaj deosebit și în perioada următoare cred că la noi va dispărea, urmează să dispară Tiger. Acest Tiger se va transforma într-o singură semănătoare. O singură semănătoare care va avea lor de prelucrare, va avea lor rol de a însămânța culturi de toamnă și culturi de primăvară. Deci cred că în următorii maxim 2 ani, dar cred că într-un an de zile vom lucra cu două mașini, cu un Joker și cu o semănătoare care va face o prelucrare în sensul de a-mi pune îngrășământul acolo unde vreau eu, în două, să pun sub sămânță și lângă sămânță și în același timp aceeași mașină va însămânța și culturile de primăvară și culturile de toamnă. Deci cred că cu două mașini vom lucra în insula Marea Vrei. Horș propune fermierilor o nouă etapă în cadrul aplicării conceptului de lucrări minime ale solului, un utilaj capabil să realizeze prelucrarea solului cu incorporarea de îngrășăminte pe două adâncimi, reconsolidarea cât și însămânțarea într-o singură trecere. Noi cum am ajuns la utilajul ăsta? Din nevoie. Ne uitam cum ne chinuiam, dar de ce aici ar trebui să fie altceva? Și ne-am strâns patru oameni într-un birou, am stat o zi întreagă, după aia am venit în teren, am mai stat o zi, iar ne-am strâns și ne-am dus la firma Horș și am propus, domnule, noi așa am vrea, se poate? Asta o făceam într-o zi din noiembrie 2015 și acum suntem în 2016 iunie și deja semănăm cu acest model. Pentru mine, v-am spus, care am atâția ani în insula Marea Vlăiei, e o minune. Eu nu credeam că acum 30 de ani, să zic, nu credeam că se va ajunge. Dovadă că în 2001, când firma Agricosta a intrat în insula Mare, lucram cu semănători SPC-8, cu sub-29, cu tractoare 650. Ați văzut, avem și o mine expoziție. Și mă uit câteodată, de câte ori trec prin sectorul respectiv, mă uit la mine expoziție și mă uit la... Și nu-mi vine să cred, efectiv, nu-mi vine să cred. Dar muncă, multă, plăcerea de a face munca, asta este. Și responsabilitatea. Astea sunt condițiile cu care trebuie să pornești la drum. Eu cred că asta înseamnă cu adevărat o revoluție în agricultura românească. Introducerea acestei mașini pe scară foarte largă. Adică să avem... Deja am văzut culoarea roșie aproape peste tot pe unde mă deplasez, în fermele astea medii. Dar cred că forma aceasta va fi revoluționară. Sigur, s-ar putea peste 10 ani să fie alta. Noi nu putem opri progresul la nivelul acesta. Discutam cu domnul Curcă mai devreme cam ce ar urma. Păi ar urma, deci se pregătesc ca dronele să devină niște sisteme care să cucerească tratamentul pe care îl facem noi, de la erbicidat, tratament foliar, fertilizat lichid, tot ce spreiem. E un lucru extraordinar să folosești curentul electric și să faci lucrări în câmp. Deci sunt așteptări foarte mari, adică drona îți ducă să alimenteze singure, să zboare, să aibă un sistem informațional, se impune, e nevoie de mâine, de un anume tratament și ea să poată funcție de informația care, cum sistemele de irigat. Acum, avem senzori în pământ, ne spune unde a scăzut, cât de uscat a devenit terenul și automat sistemul pornește, stație, pivot, udă, a terminat de udat, s-a oprit, s-a închis singur. Deci, cred că lucrurile aproape că, și sunt sigur că cei mai tineri văd cu ochi mai luciți decât văd eu viitorul. Nu ne imaginam că se va ajunge la un semnea concept
cred că gândirea a fost, gândirea conducerii a fost în sensul de a investi foarte mult în această societate și cred că tot ce s-a produs s-a investit aici și au dus la aceste rezultate. Erau diferite utilaje, erau diferite tractoare, erau diferite tipuri de discuri, diferite tipuri de pluguri. Solul era foarte denivelat, foarte neuniform. Primăvara riscai să semene în uscat, aveai nevoie de apă, erau foarte multe lucruri în neregulă, să spun așa, dar prin eforturi, prin cercetare, prin muncă s-a ajuns la acest concept și cred că trecem în etapa următoare de lucrări, cum spuneam, prin două treceri. O trecere, mă refer aici și vorbeam la de ce vorbeam, o trecere suplimentară, fiindcă resturile vegetale care rămân pe sol, noi o să facem peste ele o trecere cu jokerul și vrem să lucrăm nu mai mult de 6 cm. Fiindcă trebuie să încorporăm aceste resturi vegetale ca mineralizarea să aibă loc foarte repede. Le-am lăsat la soare, dar fiindcă suntem într-o zonă temperată cu iarnă și vară și temperaturile și umiditatea de vară nu permit ca descompunerea lor să aibă loc foarte rapid, deci este nevoie să facem o încorporare superficială și atunci ele fiind puse în contact cu solul, mineralizarea lor va fi mult mai repede. Totodată, amestecând stratul într-un strat subțire, mă refer la resturile vegetale, cantitatea de humus pe acest strat subțire va crește mult mai repede decât aceste resturi vegetale dacă le-am incorporat pe 25 de cm de sol, mă refer ca adâncime. Și eu cred că în următorii ani cantitatea de humus din acest strat superficial va crește foarte mult. Ar trebui, în mod normal, schimbările să fie făcute preventiv. În așa fel, în aceeași măsură în care un fermier își aplică tratamentele pentru anumite boli sau dăunători, preventiv de obicei, nu știi niciodată pe care parte a valului te afli, parte de sus sau parte de jos. E posibil aceste schimbări climatice în care ne desfășurăm activitatea în momentul de față, de la secetă extremă la umiditate excesivă, să le ia pe nepregătite. Și după cum știți, investiția în agricultură este o investiție de durată. O cultură necesită cel puțin de la 3 la 7, 8, 9, 10 luni de zile în care trebuie să stai să culegi roadele și nu poți face prea multe experimente. Un experiment poți să-l faci o dată pe an. Asta este problema. Ciclul de producție este întins pe o mare perioadă de timp și trebuie să fii pregătit cu utilaje din spate de backup, să ai răspunsul adecvat condițiilor specifice în acel moment. Avem utilajul Focus 12.50ST. Este vorba din cifrele care compun denumirea. Înțelegem clar că avem 12 cuțite, organe active de lucru, cu distanța între ele de 50 de centimetri. În partea din față se poate observa un bunker dublu compartimentat, care în momentul de față folosește cele două tipuri de îngrășăminte care se aplică, respectiv starterul și îngrășământul de bază. Avem 12 cuțite cu distanța de 50 de centimetri, distanța activă, cuțite care, pe lângă faptul că dislocă solul în profunzime și aduce umiditate către suprafață, mai au rolul de a distribui și îngrășământ la adâncimea de prelucrare. Respectiv, în momentul de față, prelucrăm o adâncime de vreo 18 cm și aplicăm îngrășământul de bază la această adâncime, între 15 și 18 cm. În partea a doua a utilajele avem discuri de nivelare. În momentul de față nu prea așa au rostul la prelucrarea pe care o executăm aici, dar la cereale au un rol foarte important atunci pentru formarea sau pentru anihilarea biloanelor formate de cuțitele de prelucrare. Avem un rând de cauciucuri, de dăvălugi special făcuți pentru acest proiect și se observă foarte clar, dacă se poate lua o imagine de ansamblu, că în spatele fiecărui cuțit unde am dislocat terenul și am aplicat îngrășăminte, avem o secție de însămânțat prășitoare, respectiv partea de maestro, care este agățată acest sistem în sistemul de 3 puncte. Deci de aceea avem un sistem modular. Direcția este clară. Vrem cu o mașină și cu două echipamente să facem față la toate provocările unei ferme, dacă putem spune așa, de la însămânțatul de cereale
până la cel de prășitoare. Și nu oricum, ci în condiții speciale. În condiții în care aplicăm concomitent, într-o singură trecere, două straturi de îngrășăminte și un starter, în același timp, este lucru aproape nemai întâlnit în momentul de față, ca și concept de dezvoltare. Partea de spate, partea de maestro, se poate observa, diferențiarea este un maestro cu distanța de 50 de centimetri între plante. Astfel, la aceeași densitate a plantei am creat un pătrat de hrănire al plantelor. Ne apropiem de un pătrat, forma de pătrat, forma ideală. Și se poate observa, este un utilaj robust care poate face față tuturor provocărilor în timpul semănatului. Utilajele propuse de Horș au dus la eliminarea tehnologiei de prelucrare a solului cu plugul și trecerea la lucrările minime. Avantajele acestui sistem de lucrări sunt multiple, cu vizibilitate directă în rentabilitatea fermei. Producțiile din 2009 până acum au crescut cu minim 30%. Am ajuns la un nivel de producție destul de ridicat, e adevărat, mai avem de lucru. Cred că conceptul se schimbă imediat în perioada următoare și a fost unul din lucrurile principale. În al doilea rând, trecerile asupra solului sunt foarte rare, deci nu mai tasăm solul prin faptul că trecem cu această mașină odată și după care mai trecem la tratamente care se fac la 30 de metri, deci solul nu se tasează și mai vine mașina de recoltat. Înainte erau 7-8 treceri cu diferite utilaje, că dacă făceai un calcul cu diferitele țin de lucru și atunci dacă ai făcut un calcul, ți-ai fi dat seama că într-un an de zile, cred că fiecare metru pătrat din solul respectiv era călcat, ceea ce duce la structura solului se depreciază. Deci lucrările minime și cu mașini echidistante în benzi ar face o protecție asupra solului și atunci sunt sigur că de la producțiile vor fi mai mari. Lucrăm pentru prima dată cu mașina aceasta, noua mașină Horș, de semănat direct. Reduce mult gama de mașini din dotarea fermei respective. Această semănătoare pot să spun că este viitorul agriculturii, nu numai în România, peste tot. Sunt fermieri fericiți.